Bună, fetelor! Astăzi vom vorbi despre produsele pe care le-am folosit eu în ultima perioadă și care mi-au plăcut. Așadar, este un clip cu produsele favorite de pe luna octombrie. Și o să începem cu acest produs. Este un gel de aloe vera pe care eu l-am cumpărat acum ceva vreme dintr-o farmacie. Și se vede cât de mult am consumat. M-a ținut foarte mult, deși îl folosesc destul de des. Acesta este un gel pentru față și corp, este multifuncțional și este ideal pentru tenul sensibil. Eu în principiu l-am folosit chiar și în măști făcute acasă, ca ingredient. L-am folosit pe ten atunci când aveam o iritație sau un coș. L-am folosit și după epilat sau pe iritații, pentru că el chiar este recomandat post-epilare sau în cazul arsurilor sau rănilor minore. El este foarte bun, chiar și pe ciupituri de insecte. Îmi place foarte mult, consider că este un produs pe care trebuie să-l ai în casă, mai ales ca femeie, că na, te mai arzi, te mai tai în bucătărie, mai te epilezi rapid și îți provoci și o rană. Mi se pare foarte la îndemână. A venit în recipientul acesta, care are 250 de ml și cu pompiță. Eu inițial am dat pe el aproape 100 de lei, dar am văzut acum că este pe Notino la un preț mult mai jos, este undeva la 60 de lei, 65 pe acolo și cred că își merită din plin toate laudele acest produs și merită încercat, dacă nu l-ați încercat încă sau dacă n-ați încercat genul acesta. Este un produs fără ulei, fără să rămână o textură groasă, din contră rămâne o textură protectoare, un fel de second skin ceva. Îmi place tare mult, eu am fost tare mulțumită de el. Mai departe, această cremă contour ochi de la La Roche-Posay, Hyalu B5. Este o cremă contour ochi cu acid hialuronic și vitamina B5, care mie mi-a plăcut foarte mult după ce am încercat mai multe creme anti-rid contur ochi. Eu am tenul destul de sensibil și la fel și la ochi. Mi se întâmpla ori să-mi lăcrimeze, ori să mă usture, deci nu m-am înțeles foarte bine cu orice cremă contur ochi. Și mi-a luat ceva până am dat de această cremă, care într-adevăr este mai scumpă, dar nu mi-a creat niciun fel de problemă până acum. Este foarte lăudată această cremă, cât și brandul. Și este foarte bună și ca bază de machiaj, hidratează foarte bine, se întinde foarte bine, are o consistență destul de groasă și își face treaba foarte bine, am observat eu. Pentru toate produsele o să vă las link-uri în descriere, pentru că dacă ratez să vă dau anumite detalii sau să spun anumite lucruri despre produse, să puteți să vă informați voi înșivă din aceste link-uri. Mai departe, de la Garnier Fructis, această mască 3-in-1, de fapt Hair Food, 3-in-1 pentru păr, este o minunăție. Poate fi folosită și ca mască, și ca balsam, și ca cremă fără clătire după aceea. Miroase absolut genial, are o textură foarte bună, nu e nici groasă, nici subțire, se întinde foarte bine pe păr. Cam așa arată, atât mai am eu. Și îmi place foarte mult. Soțul meu este nebunit după mirosul acesta. Spune că de fiecare dată când mă dau cu această mască, balsam, lui fac poftă de înghețată de banane. Ei bine, da. Și mi-a plăcut foarte mult. Nu încarcă părul. Rămâne mirosul în păr foarte bine. Rămâne mirosul și 2 zile după spălare. Asta îmi place foarte mult. Este chiar foarte tare. Băieții ăștia au făcut treabă bună. Îmi place. Mai departe, am luat acest gel de duș de la Dermacol, Aroma Ritual, cu pepene galben și caise. Și este absolut minunat. Pe mine mă relaxează foarte tare, este un mood lifter. Pur și simplu te simți mult mai bine dispus după ce faci duș cu acesta. Miroase fructat. Este plăcut, nu face foarte multă spumă, este mai gelatinos așa și mie mi-amintește de ceva șampon pentru copii sau geleuri. Are un miros tare plăcut, mie îmi place super mult, a fost și destul de ieftin, am văzut că e lăudat pentru că și eu l-am cumpărat atunci când am văzut cât de lăudat este acest produs.
Așadar, îl recomand și eu la rândul meu. Super! Mai departe, am avut nevoie de o cremă foarte bună în ultimul timp, o cremă de mâini foarte bună. Am ales această cremă de la Neutrogena. Este perfectă. Deci, când nimic nu mai merge, nimic nu mai funcționează, asta este soluția. Este o cremă care își face foarte bine treaba, este bogată în glicerină, bogată în vitamine, ce trebuie, pentru că imediat te pune la locul tău. Pentru că atunci când vine sezon rece, am mari probleme cu mâinile. Sunt foarte sensibilă la frig. Așadar, această cremă m-a scos din probleme. Mai departe, de la Avon, A New Clinical, această mască pentru noapte, Defender Repair, este o mască pentru noapte, o mască interesantă, mie îmi place foarte mult, cred că este a doua oară când o recumpăr, arată așa, este un gel care intră foarte repede în piele și în el are aceste mici biluțe albe care au, cred că, acid hyaluronic sau uleiuri sau mai știu eu ce. Acestea se topesc imediat la atingere, se sparg ușor și chestia asta face ca pielea mea să se simtă mult mai bine. O folosesc de 2-3 ori pe săptămână și îmi place tare mult, mă ține și mult și e genul de produs de la Avon pe care îl tot recumpăr chiar dacă nu vreau să iau altceva. Și mă gândesc că pe viitor, dacă nu vreau să dau neapărat o comandă mare la Avon, aș putea să iau direct de pe Notino, pentru că sunt foarte multe produse de la Avon sau Oriflame, care au ieșit din catalog, dar încă le mai poți găsi acolo. Și acest deodorant de la Pret-a-Porter, Coty Glamour Chic, l-am de mai multă vreme, se vede că am consumat ceva din el. Îmi place tare mult, miroase bine, miroase proaspăt, își face treaba foarte bine, miroase floral, chiar chic, destul de puternic pentru un deodorant, pulverizează tare mișto, îmi place că îl găsești de obicei, eu l-am luat de exemplu din Auchan și l-am luat cu 30 de lei. M-am cam ofticat când am văzut acum pe Notino că e la 15 lei, da, este amuzant, dar este un produs care merge purtat în casă sau pe lângă casă până la magazin, ceva de genul acesta. Îmi place tare mult, mă bine dispune și acesta. L-am folosit cu drag în ultima perioadă. Dar despre parfumuri vom vorbi mai multe în clipul separat cu parfumul pe care l-am folosit în această lună, în luna octombrie. Sper că v-au plăcut produsele acestea, cum spuneam. Le voi lăsa link către site-uri pe unde le-am găsit în descriere. Nu ezitați să aruncați un ochi pentru că uneori nu pot să dau toate detaliile despre ele pentru că mai uit și eu. Sper că v-au plăcut și ne reauzim în clipurile următoare. Pa, pa! Toate cele bune!